Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Pare un carusel infinit al dezastrelor, al deciziilor proaste, alternanța asta la guvernare a prostiei, hoției și analfabetismului. E clar că dacă PSD o să numească procurori șefi, se intră din nou într-o buclă de asta. După aia vin alții și își pun și ei procurorii lor, la avocatul poporului la fel, la anii la fel, peste tot la fel, pentru că peste tot sunt funcții politice, nu? Iar partidele vor folosi funcțiile astea ca să-și pedepsească adversarii și ca să dețină justiția. Deci, s-a dus dracului din nou orice idee de democrație, fraților. Nu că am fi avut democrație până acum, dar acum dispare și speranța. Băieți, fiți atenți la ce mă gândeam. Ia uitați-vă la ăștia. A? Modelul hooligan, stăticu, Nea Livache, ascultă la mine, îți faci brigadă cu Oprișan, cu ăștia, ca lumea de tot, poți să iei și o Olguță, o Gabi Firea, cred că dau bine cu manicura, Orban pe partea ailaltă, dezleagă Bușoiu, o ia pe Alinuța Sadica, cu cine mai ieși el pe acolo, vă bateți la marginea orașului, mă, vă duceți pe câmp undeva, nu știu, pe la Ciorogârla încolo, să nu vă vadă nici copiii și dă-i și luptă, tată. Dar... Bă, lunea, când veniți înapoi la muncă, pe bune, gata, să nu vă mai certați, mă, băieți, în timpul serviciului. Stați la cafele, la caterincă, ședințe de partid, după aia ieșiți și mâncați un mare, un imens rahat. Nu, bă, nu, vrem să stați împreună și să ne faceți și nouă o autostradă. După aia, cum am zis, sâmbătă vă umflați căpățânile cu pumnii, dar luni veniți din nou la muncă. Ceara-i de Românie pe ce mâine a ajuns. Da, înțeleg și e perfect adevărat. Ăla e baron cu mustață, ăla e un aiuristic liberal de toată jena, aia e nu știu cum. Bă, da, nu putem de atâta timp să ne uităm la voi cum vă aruncați lături în cap pe banii noștri de dimineața până seara. Puteți face asta pe banii voștri. Pe banii noștri, un aeroport, o autostradă, niște școli, trei spitale, locuri de muncă, asta vrem. Nu mă interesează că tu nu-l suporți pe ăla, că aia e proastă de dă în grob și a ajuns să conducă guvernul, că ălalt e dobitoc. Faceți ce e de făcut pentru oameni și după aia puteți să mergeți acasă și să vă scoateți ochii.